când se va deschide Transalpina este întrebarea celor care dețin pensiuni în zona montană. Lucrările de curățare a celei mai frumoase șosele din România au fost finalizate. Verificarea indicatoarelor rutiere și a parapetului este finalizată în proporție de 90%, iar autoritățile așteaptă sosirea Comisiei de Siguranță a Circulației, care va evalua dacă Transalpina poate fi redeschisă în condiții de siguranță, a declarat Cristian Tudor, reprezentantul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova. În aceste momente, partea de curățare a drumului a fost finalizată, partea de indicatoare rutiere și verificare a parapetului la fel este finalizată sau în proporție de 90% finalizată anumite segmente. Așteptăm, secția Târgu Jiu a solicitat întâlnirea comisiei, am transmis mai departe documentația, așteptăm să vină Comisia de Siguranță a Circulației, care va stabili dacă se poate relua circulația în condiții de siguranță maximă pentru participanții la trafic, lucru ce se va întâmpla în zilele următoare. În mod obișnuit, Transalpina se deschide la sfârșitul lunii iunie, însă autoritățile au depus eforturi pentru a deschide drumul mai devreme în acest an, a mai spus Cristian Tudor. DN67C se deschide normal la sfârșitul lunii iunie. Am încercat noi să deschidem mai devreme, am încercat ca și anul trecut la fel, când am reușit să deschidem undeva la sfârșitul lunii mai, deci tot cam ca în acest an sau un alt an, când am făcut niște eforturi și am deschis mai devreme decât normal. Condiția principală de reluare a circulației pe acest sector de drum montan este aceea de a ne asigura că cei care vor circula pe el vor face în siguranță și nu vom avea niciun fel de probleme.